Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Gorj Obiectiv, alături de mine în studio, consilierii municipali, domnul Eduard Berca, PNL. Bună seara, bun ați venit, domnule Berca. Bună seara, bine v-am găsit. Ne bucurăm și de prezența domnului Eduard Lădaru, ALDE. Bună seara, bine ați venit, domnule Lădaru. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Amândurora vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune. Discutăm despre ceea ce s-a întâmplat astăzi în Consiliul Municipal. Câte puncte a fost pe ordinea de zi, domnule Berca? 31. 38. Hotărâți-vă, vă rog frumos. 38. Dar nici nu contează. Da, 38, totul a mers bine. Adică s-au votat proiectele. A fost vreo problemă cu vreun proiect? Nu a fost nicio problemă. Deci, unanimitate. O să ne obișnuim cu starea asta 38. De fapt. 38, da. Păi de-aia, atunci când lucrurile merg bine, nici nu mai contează câte sunt, cum sunt. Păi ba da, contează. Să spun. Contează. Păi de ce? Adică cum? Trebuie să fim informați cum de ce contează. A, sunt chestiuni care ne privesc pe noi pe toți. Da, înțeles. Că sunteți dumneavoastră acolo câțiva care ridicați mâna și care stabiliți soarta noastră. Da, este un grup foarte restrâns. Sau nu chiar foarte restrâns, 21 de consilieri. 21 de consilieri, asta zic, nu sunt chiar, 19, nu este un grup chiar foarte restrâns. Important este că trebuie să știm cu toții ce se discută. S-a dezbătut subiectul legat de Casa de Cultură a sindicatelor din Târgu Jiu, un subiect extrem de important, mai ales dacă este să iau în calcul avertizările domnului Ion Săvoiu, consilier PMP, cum că sunt multe interese care încep așa să se dezvolte în jurul acestui obiectiv și cum că primăria municipiului Târgu Jiu și Consiliul Local trebuie să fie extrem de atent în perioada următoare și sigur o să discutăm și despre muzeele care se doresc a fi înființate la Târgu Jiu, o idee care aparține domnului Adrian Tudor. Întrebarea mea este ce facem cu astea care există deja, adică sunt ele puse în valoare încât să simțim nevoie așa de o infrastructură uriașă pe acest domeniu al culturii. Este nevoie, dar haideți ca să acordăm atenție pentru ceea ce avem și după aceea să ne gândim și la altceva. Le luăm pe rând. Casa de Cultură, domnule Berca, cum vedeți acest subiect și cât de mult trebuie să vă preocupați dumneavoastră în această perioadă pentru a nu rata? Păi, încep cu bugetul municipiului care a prevăzut pentru acest obiectiv, este cuprins în lista de investiții cu o sumă consistentă care poate fi rectificată oricând. Acum, vedeți noastră, spre deosebire de ce s-a vehiculat sau a intrat în atenția noastră prin oraș ca obiective comerciale, să spun așa, Casa de Cultură nu e o construcție foarte tentantă din punct de vedere comercial. Este mare, are o structură clar de entitate de spectacole, deci nu și nimeni nu vine, asta e o părere personală a mea, nu vine să dea asta bani, o milioane de lei, să o dărâme, să facă altceva. Da, nu vine să o ia doar pentru teren, care teren de fapt e al primării, al Consiliului Local. Din punctul meu de vedere, suma asta la care s-a ajuns acum e consistentă și mă aștept, având în vedere considerentă de mai devreme, ca etapa asta de licitație, din momentul de față, cu termen pe 5 martie, să încheie fără fără o adjudecare și urmează, evident, o diminuare a prețului, moment în care am și discutat azi în Consiliul Local, vom lua o poziție vis-a-vis de o ofertă certă, fermă, pentru că, deci, noastră, acum, din punct de vedere legal, nu poți decât să te duci să licitezi, da? Deci ai stabilită suma, 1.700.000 sau 200 cât este. Dacă îi ai, te duci și pui odată garanția de 10%, care sunt 800.000, da? Și te duci și licitezi. Să dai 1.000.000 de lei pe ea. Dacă nu se va încheia, eu mi-aș dori, cum să vă spun, ca cei care au de încasat bani, inclusiv noi, că Consiliul Local e principalul creditor al acestei entități, acestei fundații, să ne încasăm. Mai mult decât atâta, din câte știu eu, ANAF-ul interzice compensarea între sume, adică să cumva să facem o evaluare, adică să mergem pe această evaluare a clădirii și să scădem debitul datoriile pe care le aveți de la Casa de Cultură. Bun. Dar eu cred că Legea interzice. Da. Bine, sunt chestii de interpretat acolo, pentru că există, de exemplu, o entitate
IMI, Institutul de Management al, așa, care face astfel de compensări. Eu nu știu de ce și, dar nu între unități comerciale, nu știu de ce unitățile administrative statutare sunt acceptate. Bun. Riscăm să ratăm, că noi am mai avut un episod, nu se va înscrie nimeni la licitație, pentru rând, că e situație cu probleme. În primul rând, acest punct nu a fost pe ordinea de zi ca să fie dezbătut, deci nu a fost dezbătut, ci a fost atins oarecum colateral la intervenția consilierului local PMP Savoiu. În al doilea rând, eu le-am sugerat o soluție juridică pe care trebuia să o ia în calcul domnul primar și consilierii domniei sale, în sensul că trebuia să fi venit deja până acum cu o ofertă din partea noastră. Se face o adunare generală a creditorilor, creditorul majoritar fiind consiliul local prin direcția de taxe și impozite locale, să accepte oferta. Mai departe, dacă lichidatorul considera sau orice terț interesat, orice persoană interesată considera că este păgubită prin această procedură, este păgubit, putea să se adreseze judecătorului sindic și vedeam dacă bloca judecătorul sindic sau nu bloca această licitație. Din punctul meu de vedere, asta era cea mai ușoară soluție. Înțeleg că domnul primar deja a anunțat că vom veni cu o anumită sumă de bani. Eroare, din punctul meu de vedere, o greșeală strategică, pentru că nu poți să anunți public suma cu care vei participa. Din punctul meu de vedere, era necesară o ședință cu ușile închise, chiar, pentru că, sigur, este vorba de a aduce la cunoștința opiniei publice, dar în condițiile în care interesul general este unul mare, poți să aduci la cunoștința opiniei publice și ulterior decizia pe care tu o iei în calitate de consiliu local. Deci nu trebuie anunțate aceste sume publice, pentru că din start noi suntem dezavantajați. Adică anunțându-le public, practic se orientează X sau Y sau Z, băi, cam atât ar da ăia, ce-ar fi să ne asociem noi, să dăm și noi atâta. De aceea nu se fac aceste lucruri publice. Din punctul meu de vedere, eu le-am sugerat această variantă. Sper ca domnul primar să le dea temă de casă consilierilor juridici și să-și spună și ei punctul de vedere. Nu spun că sunt un geniu în domeniu, ci doar că este de discutat și această soluție. Aveți vreo temere cu privire la înstrăinarea acestui obiectiv? În principiu nu, eu aș mai avea câteva soluții juridice de blocare a scoaterii la licitație. Păi și cu ce v-ar ajuta dacă se blochează acest proces de scoatere la licitație? Practic obiectivul păi n-ar ajuta până când stabilim din punct de până când se stabilește din punct de vedere achiziționarea acestei case. Achiziționarea, dar acum nu poți să dai 300 de miliarde pe ea. Păi asta e ideea. Așteptați ca să -i scadă prețul, nu? Păi asta e ideea. Ideea era nici să nu riscăm, dar până la urmă juriștii primăriei cred că își vor spune punctul de vedere de ce au ales o variantă sau de ce au ales această variantă de a aștepta și de a nu acționa. În frunte cu domnul primar, bineînțeles, va trebui să spună acest lucru. Într-adevăr, suma este una enormă și din punctul meu de vedere, mai ales că trebuie să investești ulterior, cred că cel puțin 7-8 milioane de euro, lejer, cred că va înghiți construcția respectivă. Având în vedere, ea este necesară. Deci nu vreau să spun că ar fi absurd să dăm acești bani sau că nu ar fi necesar să avem construcția respectivă pentru municipiul Târgu Jiu. Este extrem de necesară și nu trebuie tratat cu lejeritate, indiferent de cât de mulți bani ar trebui să investești acolo. În cursul acestei săptămâni eu o să fac scris către primarul municipiului Târgu Jiu care sunt soluțiile juridice pe care eu le văd. Eu am discutat cu mai multe persoane și persoane implicate în acest proces, dar deocamdată nu am avut succes, să spun așa, în demersul deci pe care vreau să le întreb. Deci o greșeală de strategie vis-a-vis în care domnul primar alege să informeze publicul larg cu privire la intențiile pe care domnia sa le are. La sumă, cu privire la specificarea sumei. Nu trebuia specificată sumă. Asta spun. Am văzut în presă o sumă. Deciziile care țin de o astfel de mers. Se ia în ședința de consiliul local. De acord, dar ședința de consiliul local poate să fie și cu ușile închise. Asta spun, ca să nu facem public. Dacă și consilier, dacă vi se pune pata așa rău pe chestia asta mâine, că ziceți că vă apucați de scris, puteți să faceți un proiect de hotărâre. Da. Mâine.
Sau în seara asta, mâine să-l depuneți. Okay. Da. Da, mâine să-l depuneți și să spuneți, vreau să se aloce 8 miliarde pentru achiziție. Dar nu are drept un consilier să stabilească către ce obiectiv ești tu, dar primarul. Nu o să scriu. Nu o să scriu. Eu o să fac proiectul de hotărâre și o să se aprobe sau nu se aprobe. Și o să spună că își dorește achiziția de urgență, sistem de urgență. Sigur, pot să fac lucrul ăsta. Foarte simplu. Clar, deci nu e... Dar nu este, cum să vă spun acum, vedeți noastră, subiectul ăsta comportă mai multe direcții de abordare. Da? Odată ținând cont, repet, nu am nimic cu această evaluare, da? Dar în actualul context al bugetului municipiului, da? În actualul context al valorii de piață pe care eu o consider mult depreciată la această construcție, ținând cont de structura acestei entități, ținând cont de condiționalitățile acestei entități, pentru că știți foarte bine că Casa de Cultură are niște chestii strategice. Da, clar. Da? Care nu pot fi înstrăinate. Categoric. Da. Acolo, sub ea. Da? Ei, lucrurile astea conduc... Vorbiți de istoricul obiectivului. Istoricul obiectivului. Care lucrurile astea conduc... Nu poate fi neglijat. Permite foarte multe... Nu poate fi neglijat. Conduc la o oarecare certitudine a viitorului proprietar. Da? N-am cum să mă înșel vis-a-vis de lucrul ăsta. Acum totul se învârte în jurul sumei de bani. Eu am auzit și varianta asta cu terenul de pe strada Geneva, că tot așa avea un istoric. Marea problemă, are un marea problemă, știți care este? Povestea puterii. Nu sunt nicio povestea puterii. Oricum, haideți că nu am. Special, fiind de la rabiera băncii. Nu avea de povești. Numai idee, numai, gata, să nu mai revenim la chestia asta. Problema e dintre noi, Consiliul Local. Și domnul primar, dar domnul primar, ăsta e comportamentul domnului primar. Ne lipsesc discuțiile informale. Ne lipsesc discuțiile de la om la om, ne lipsesc discuțiile de la om la om în afara cadrului de ședință. Dacă asta spun. Atât de hotărât. De acord cu dumneavoastră, da, domnule Berca. Mâine poți să pui proiect în sensul celor declarate. Da, o discuție informală trebuia antamată. Deci eu, domnule Daru, ca discuție informală, facem o discuție informală între acum? Vă ascult. Nu, asta spun, ne lipsesc discuțiile dintre noi. Fără ironie, eu unul, da? N-aș fi de acord să intrăm în această procedură în momentul de față. Dar nu o propun, eu nu propun să dăm 1,7 milioane. Eu asta spun. Păi, ideea este următoarea. Mai deja avem puțin cu totul până pe 5 okay. Și eu și noastră și mulți alții, dar suntem practic convinși că okay. Nu va fi eu o, să fac proiectul de hotărâre o ajudecare. Și o să în momentul în care se va depăși această fază, sigur, administratorul va cere proprietarilor să scadă prețul. Ei, atunci da, atunci putem discuta pentru că... Dar eu nu veneam cu suma asta de bani. Eu veneam cu tot și cu altă formulă juridică. Să blocăm vânzarea. Exact. Păi, dumne, atunci nu mai ajungi la valoarea ei. Păi, ajungi la valoarea ei. Nu mai ajungi la valoarea ei. Iar ajungi la o valoare mult mai mică. Compensarea... Nu faci compensare. Fără compensare. Ascultați-mă, aici intrați într-o zonă destul de periculoasă pentru așa, că care este? Absolut orice demers. Gândiți-vă că la banii ăștia lichidatorul plătește dân la stat. Da. Da, orice demers împotriva unui curs firesc, păi nu e, legal, okay. Păi orice demers al legal. Recuperării păi acestor legal. Sume și a domnule. Plății către bugetul de stat, păi bugetul cadrărilor de stat. Aferente, așa. Da? Poate să fie considerat infracțiune economică. Nu, haideți că nu. Deja deci, extrapolați. Demersurile sunt, păi, da, demersurile sunt unele legale, domnule. E vorba de demersuri în instanță de judecată. Deci, ce infracțiuni dacă mă adresez în instanță de judecată și spuneți că plătesc penal că mă adresez în instanță de judecată. Faceți-o. Haideți să nu mai... Eu n-am asta nimic spun. V-am spus. Ne-au zis, dacă aveți certitudinea că demersul noastră, lasă discuțiile informale. Aia ne lipsește. Discuțiile lasă de rog, discuțiile păi informale. Asta ne lipsește, nu, că, deci, asta ne lipsește domnul Berca. E foarte... Asta ne lipsește. Acuzat pentru că argumentele pe care... De comunicare. Da, faptul că... Faptul că... Domnului primar cu Consiliul Local. Păi stați puțin. Primarul a făcut un lucru. N-a făcut niciun lucru. A pus în buget o sumă de bani. A pus în buget o sumă de bani. Deci asta așa, prin asta... Dar trebuia să discute și cu noi, adică să știm și noi, să poate avem și noi alte idei. Poate avem. Dar dacă nu l-au interesat, nu l-au interesat ideile noastre. Domnul, asta e soarta. Domnul Daru, eu întotdeauna am fost de o părere și o am verificată din experiență. Okay. Vorbele dispar, scrisul rămâne. Da. Deci dacă vă doriți cu adevărat
să fie luat în dezbatere o idee de-a noastră, nu trebuie să stăm noi de povești la o bere. Trebuie să faceți exact ce a spus mai acum 20 de minute, că puneți mâna pe scris. Discuția informală poate să fie inclusiv în sala de ședințe a Consiliului Local. Bun, acum eu nu... Fără presă. Nu, să nu fie de la voastră că ceea ce declarați și ceea ce conveniți e o chestie de apă de ploaie. Dacă ai ceva de... Fă o scris. Fă scris. Da, o să fac scris și cu asta. Să scris doar în cadrul oficial. Vis-a-vis de chestia asta? Nu vis-a-vis de chestia asta. Bun, sigur. Da, un proces care destul de scris și vis-a-vis de un proces, nu sau de care s-a ales praful. Nu s-a ales praful deloc. S-a ales, cum să nu? Nu s-a ales praful. De niștea cu Polarisul, bă, la sunt în aer, s-au revocat acele da, s-au revocat. S-au revocat, dar s-au oprit, ceea ce trebuia să se oprească. Domnul Berca. Fă-mi scris, lasă chestiile astea. Fă-mi scris. O să vedeți că o să fac scris. Vă rog. Și poate o să fac scris să venim să cumpărăm cu 1,7 milioane. Ce părere aveți despre asta? Și să vă este văd atunci cum votați. Este dreptul dumneavoastră. Cum v-ați și dumneavoastră cu terenul ăla, că dacă este e să o luăm așa, dacă luăm să luăm pe poziții de război, domnul oricare, Berca. Dacă vreți pe poziții de război, nu eu pot să fiu și pe poziție de război. Nu e război, numai, de umanță, ba, asta vreți. Păi nu e nicio gargară. Dacă domnul Berca, dacă vreți poziție de război... Că v-am juridicat păi la am, dom'le, da. Scrie-le! Am! Scrie-le sau fai aici o notă! Dacă vreți pe poziție, dacă vreți pe poziție de război, domnul Berca, nu veți avea război. Război! Și o să vă arăt că așa cum noi ne-am abținut la achiziția terenului, dumneavoastră o să votați împotrivă domnul la achiziția casei de cultură. Vreți să facem așa că facem joc politic, dacă vreți joc politic. Adică în ce sens? Cum puteți noastră să-i determinați să se abțină? Păi se vor abține sau vor vota împotrivă. Da, explicați-mi și asta este. Dacă vreți să facem lucrul ăsta, domnul Berca, vom face lucrul ăsta. Dacă dumneavoastră veți neapărat să discutăm numai într-o logică a politicianismului, putem să facem. Nu este absolut nicio problemă. Asta faceți acum. Păi nu asta fac acum. Dumneavoastră faceți lucrul ăsta și mă determinându-mă să fac lucrul ăsta. Care? Păi vă fac proiect de hotărâre să mergem. Vă fac proiect de hotărâre. Faceți numai proiect de hotărâre. Să mergem să achiziționăm cu 1,7 milioane, da? Și o să spun, iată, eu am vrut să achiziționăm Casa de Cultură. Faceți în timp ce domnul Berca nu a vrut să achiziționăm Casa de Cultură. Eu taman ce vă spuneam, că este momentul să ne înțelegem. Este momentul să ne înțelegem. La un moment, da? Este ce eu taman ce spuneam e că este momentul să ne înțelegem și să depășim așa chestiunile politicianiste. Dar dumneavoastră nu ați înțeles lucrul ăsta. Dumneavoastră veniți, faceți, mergeți, scrieți. Eu încerc să discut cu dumneavoastră, ca de la om la om. Și dumneavoastră ceva verbal, nu putem. Domnul Berca, eu discutam, domnul Berca, Casa de Cultură, oamenii politici, oamenii care sunt așa, oameni, ia ziceți. Da, oamenii ia care ziceți. Se înțeleg absolut pentru o strângere de mână. Și după aceea pun pe hârtie. La România mai greu. Păi mai greu că... De ce România, Berca, în România mai greu? Adică de ce pentru o strângere de mână și ulterior. Eu nu să fac asta, că nu crezi... Deci ascultați-mă, din punctul meu de vedere, și ulterior pui pe hârtie. Asta sperăm că ne lipsesc discuțiile informale. Sunt mai mult și discuțiile de la decât orice, dar am trăit de 20 și de ani trăiesc în țara asta și mi-am dat seama dacă până acum 7-8-10 ani mai mergea, mai făceai o afacere pe telefon, dar mai te puteai baza pe cuvântul unui om, de acum 5-6-7 ani, poate că după vremea crizei, nu te mai poți baza pe cuvântul unui român. Păi, cred că asta a început matur, să lipsească asta lipsește, oamenilor da. Asta lipsește, exact. Cuvântul în atari condiții. Eu sunt sceptic. Da? Credeți-mă că nu mai există. Chiar dacă îmi doresc ca acum eu să dau mâna cu Edi Lădaru și amândoi să mergem să susținem. Dar domnul spune altceva. Așa, dacă... vom avea 21, vom avea 19 păreri divergente. Păi asta spun, să discutăm informal. Păi domnul Daru. Discuția informală poate fi și cu toți la un loc. Băi, hai să ne dăm cu părerea cu privire la cu tare lucru. Și după aia să scriem proiectul de hotărâre. Nu să se vină cu proiectul de hotărâre să zicem, bă, ce cu proiectul ăsta? Mi-aduc aminte de poziția pe care ai avut-o vis-a-vis de Consiliul Consultativ al Societății Civile. Da. Când ai zis atunci așa, ai dat cu pumnul în masă. Noi suntem aleșii da, poporului. Nu am dat cu pumnul în masă, domnule. Nu mai minte și acum. Nu mai extrapolați. Când ai ridicat în picioare, noi suntem aleșii poporului. Păi dar am dat cu pumnul în masă, m-a ridicat în picioare și am spus că suntem aleși. Te-ai așezat mai greu. Și datoria noastră, domnul Berca, spun și acum că datoria noastră este să-i reprezentăm pe oameni.
Sunt de acord. Nu poate să vină X sau Y sau Z să-i reprezinte. Să vină să stea de vorbă cu noi. Poate să vină oricine să stea de vorbă cu noi. Poate să vină oricine. Aici este vorba. Poate să vină oricine să stea de vorbă cu noi. Credeți-mă. Informal poate să vină oricine să stea de vorbă deci, cu noi. Dacă eu, colegii mei, am propus lucrul ăsta ca un consiliu consultativ al societății, să vină informal, să stăm de vorbă, să ne consultăm. Păi ne putem consulta oricând. Veniți acum, asta e fariseism. Nu este. Domnul de Lăzaru. Câte puncte de vedere domnul am cerut la Universitatea Constantin Brâncuș, domnul? La ce? La profesorul universitar de acolo. De orice proiect de hotărâre. Pe proiectele de buget. Cine să ceară? Noi, consiliul local. Primarul municipiului Târgu Jiu să ceară un aviz informal, facultativ. Da, deci, un aviz informal. Facultativ. Nu știți că n-a făcut unul, domnul. N-a făcut o domnul. Nu aveți nevoie de avocat, domnule. Sunteți noastră secretară, domnule. Sunteți propriul noastră avocat. Dar dacă am înțeles eu bine, ideea pe care o promovează domnul Nădaru este următoarea. Domnule, înainte să punem, să așezăm orice pe hârtie, haideți să discutăm, să depășim cel chestia puțin asta, cu privire la chestiunile majore, cum e Casa de Cultură. Oficial și de rigid în care se discută exact. În momentul acesta. Cel puțin chestiunile majore, cum e Casa de Cultură. Asta spun. Haideți ca să ne întâlnim și într-un alt context, să discutăm și altfel, după care să așezăm totul pe hârtie. E prea multă rigiditate. Corect. În momentul acesta, în această relație. Nu birocrație, că dincolo de birocrație este o reticență în ceea ce privește actul de comunicare în Consiliul Local între dumneavoastră, consilierii PNL, împreună cu primarul Marcel Romanescu și ceilalți membri ai Consiliului Local. Cel puțin asta este senzația mea. Bun, adică dacă... Deci, să mă scuzați. Păi, bine, eu cu privire la chestiunile esențiale, cu privire la chestiunile esențiale, cum este, spre exemplu, Casa de Cultură, care are un front comun, asta este senzația pe care o am eu. Bun. În momentul acesta. Eu vreau să ideea, domnule, dar este, haideți să depășim cadrul ăsta. Ideea pe care foarte cred că cu privire la Casa de Cultură trebuie să fi discutat de foarte multe ori. Nu s-a discutat niciodată în Consiliul Local. Dumneavoastră, acum, aduceți în atenție doar momentul Marcel Romanescu primar. Păi da. Da. Și până acum deci a fost la fel. Faceți trimitere la un mod de lucru. Păi și până acum a fost la fel, nu, deci, că nu spun că nu. Nu, stați un pic, Florin păi nu, era domnul Aurel Popescu, situația era cu totul alta, deci nici nu aveau nevoie de consultarea problemele, da. De asta, nu aveau nevoie de consultarea dumneavoastră, treceau peste opinia noastră. Păi în momentul de față, în care propuneri, eu zic de substanță, da, nu din astea de funcționare. Nu, de substanță. De substanță cu care Marcel Romanescu a mers în campania electorală și a venit după aceea să le propună, și aici discut de administratorul public, discut așa. De Consiliul Consultativ al al societății civile. Asta nu e de substanță. Discut asta este... de un nou regândire, să zic, a proiectului vis-a-vis de cu ansamblul arhitectural și cea mai departe. Da. Astea nici măcar nu au putut fi discutate pentru că au fost clar trimisă la coș de puterea PSD ALDE, PSD în Consiliul Local. S-a venit cu eu să fiu de acord acum cu domnul Lădaru, care îmi spune, hai întâi să avem o discuție informală. Vom continua mai departe tot la fel. Eu vreau să facem altceva. Așa. Pentru că din punctul meu de vedere, întotdeauna când lucrez pe proiecte, și okay. Asta un proiect nu este, nu există noțiunea de proiect verbal. Nu există. Domnul Berca, conform legii, eu consilier local, când văd ceva puțin, scris, conform legii, eu consilier local, vii și spun, vreau proiect de hotărâre cu privire la... Așa. Da? Și aparatul de specialitate al primarului, conform legii, este obligat să mă ajute să scriu proiectul ăla. Nu trebuie să-l scriu corect. Eu. Păi și? Și? Păi și? Și? Păi și a ajutat vreodată și? Aparatul de specialitate al primarului? Eu am cerut. Păi ce să cer? Am cerut. Acum, de când e Romanescu primar? Nu, acum 3 ani. Și? V-au ajutat? Și m-a ok, bun. Ok. Da, am înțeles. Mi-a spus, da, uite, scrie așa, hotărârea aia, fie ok, tot. Bine. Am fost, m-am documentat, m-am dus, m-am știi. De documentat. Acum, dacă nu astăzi sunteți mai, știu eu, mai... Domnul Berca, sigur. Reținut. Da, mai reticent. Da, da, sigur. Nu okay. Știu. Eu sunt mai deschis. Am înțeles, am văzut cât de deschis sunteți. Mi-ați demonstrat în această emisiune, sunteți cel mai deschis. Foarte deschis. Am înțeles, ok. Pe mai departe asistăm la o, nu neapărat luptă a orgoliilor, dar trebuie să recunosc că țineți fiecare la orgoliul personal. Vreau să vă întreb despre propunerea domnului Adrian Tudor, că am văzut că domnia sa susținea acest obiectiv de înființarea unor noi muzee în municipiul Târgu Jiu. Foarte bine, putem fi un oraș în aer, un muzeu în aer liber, dacă mi-este permisă această exprimare. Avem obiective extrem de importante pe care, dacă mă întrebați, s-ar putea să fiu subiectivă, nu le gestionăm așa cum trebuie. Opinia mea ca simplu cetățean este, nu mai bine acordăm atenția ceea ce avem, după care
continuăm dezvoltarea în direcția asta? Suntem ok în momentul acesta în ceea ce privește gestionarea obiectivelor pe care le avem? Discutăm imediat după o foarte scurtă pauză de publicitate. Mă anunță colegii că intră acest spațiu comercial. Ne revedem! Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că alături de mine sunt consilierii municipali Eduard Lădaru și Eduard Berca. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre ceea ce se întâmplă legat de Casa de Cultură. Încălcite sunt căile domnului, nu știu care va fi rezolvarea până la urmă. Tot ceea ce cred că contează este achiziționarea acestui obiectiv, pentru că avem nevoie de o casă de cultură a sindicatelor care să deservească evenimentele culturale care în momentul acesta se desfășoară în diferite locații din lipsa acestui spațiu. Cea mai bună variantă să fie aleasă, aleșii noștri locali să aibă înțelepciunea de a decide în interesul nostru și să nu se adeverească ceea ce spunea domnul Ion Săvoiu astăzi la Sud FM, și anume faptul că sunt atât de multe scenarii, cum că sunt atât de multe interese în jurul casei de cultură și că implicații ar fi foarte mulți. Chiar îmi doresc să nu se adeverească ceea ce spunea dumneavoastră. Discutăm de așadar despre noi muzee în municipiul Târgu Jiu, domnule Lădaru. Da, este propunerea viceprimarului Adrian Tudor, se ocupă de capitolul cultură și este corect până la urmă să aibă o viziune cu privire la modalitatea de realizare a actului de cultură în municipiul Târgu Jiu. Are o propunere, s-a stabilit o comisie care să identifice diferite amplasamente care să poată fi achiziționate de municipiul Târgu Jiu și urmează ca noi, Consiliul Local, să ne pronunțăm cu privire la proiectul viceprimarului Adrian Tudor. Adică nu văd nimic ieșit din comun ca un consilier local, un viceprimar, primarul, să gândească în viitor, chiar peste 20 de ani, chiar dacă așa este cum spuneți, să ne ocupăm de muzeele, cele care sunt mai întâi și ulterior de altele, haideți să avem totuși o viziune mult mai sus de atât și să vedem ce va ieși din acest lucru. Critici în permanență vor fi, pe bună dreptate, că nu pot să spui că ne-am ocupat foarte mult de muzeele pe care le avem, dar cred că trebuie să gândim cât mai sus și să ne îndreptăm, să avem un orizont spre care să ne îndreptăm. Deci asta spun deocamdată, nu este luată absolut nicio decizie cu privire la viziunea domnului viceprimar Adrian Tudor. Așteptăm mai departe să vedem o propunere concretă, pentru că va trebui să vină cu o propunere concretă, adică în spațiul ăla vom face cu tare lucru, în spațiul ăla vom face cu tare lucru și așa mai departe. Domnule Berca. Cum să vă zic, mi-aș dori, cum spuneați noastră, să încercăm să ne concentrăm pe ce avem. Mai aduc aminte de o inițiativă tot așa trăznită a fostului viceprimar Iulia Vână de a înființa un muzeu de artă contemporană undeva în strada Minerilor. Vă faceți aminte? A fost, nu era... Nu știu, da. Nu știu. Da, a fost înainte și după o anchetă de presă vis-a-vis de clădire, era o centrală termică, da, dezafectată. Da. Mi-amintesc bine. Florin Crăciumaru a retras proiectul. Foarte acum, bine, de asta sunt anchetele de presă, foarte bine. Da, ideea e că putem face multe. Putem să facem ca, eu știu, Târgu Jiu ăsta să devină centrul mondial al culturii tradiționale, al turismului. Acum, eu mă tot uit vis-a-vis de proiectele astea mari, mărețe, care s-au vehiculat în spațiul ăsta Carpata, doamne, nu merge, Giano, sub Carpatul. Așa. Așa. Pe lângă că niciodată discursuri de genul ăsta foarte pompoase, elaborate cum le are Adi Tudor, n-au avut o finalitate. Da, îmi doresc să avem muzee, îmi doresc să avem case memoriale, îmi doresc să fie restaurat mauzoleul Ecaterinei Teodoroiu după ani de zile, îmi doresc să fie restaurată coloana, poarta, da? Și mă uit că nici pentru astea nu avem în momentul de față a 10-a parte să o facem. Atunci, aș fi, cum să vă spun, informal.
să cred. Chiar vă transmite un telespectator pe Facebook astfel, să faceți locuri, creați locuri de muncă. Astfel de dăne. Asta este problema noastră, că dacă oamenilor le e bine... Asta vreau să spun. De la ei ni se întorc impozite, taxe care ne ajută să facem. Dezvoltarea unei infrastructuri culturale, sigur, presupune și bunăstare. În mod clar. În mod clar presupune. Obligatoriu. Cu ce să începe, că sunt atâtea lucruri de făcut în Târgu Jiu încât nici nu știi cărui sector să acorzi mai degrabă importanță. Și de aceea trebuie făcute proiecte pe fiecare sector pe termen lung. Pe termen lung. Pentru că, în felul ăsta, am spus să avem un orizont. Chiar și peste 20 de ani să avem un orizont. Nu este absolut nicio problemă. Hai să facem altceva informal întâi și după aia să o formalizăm. De acord. Strategia de dezvoltare. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunteți de acord? Da, sigur că da. Putem să strângem, să batem, să da, facem o înțelegere? Da, sigur că da. Să nu percam mâna. Da, nu putem să mai ascund așa. Da, așa. Da, mai lung. Deci, din punctul ăsta de vedere, da. Da. Sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că aici discutăm de idei. De acord. Discutăm de principii, nu discutăm de lucruri concrete exact. La care eu pot să am o părere, nu să ați o părere. Exact. Aici sunt de acord cu dumneavoastră, perfect de acord, că trebuie să ne așezăm și să facem împreună o strategie de dezvoltare serioasă. Și cu cât ai mai multe proiecte, cu atât să se finanțează unele sau altele, dar să fie cam în aceeași direcție. Dar noi, scuzați-mă un pic, până una alta, în termenul celor discutate azi, în temeiul celor discutate astăzi în Consiliul Local, noi ne-am asumat un termen. De acord. Uite, la comisia aia. De acord, dar știți cum este la început? De unde derivă? Știți și muzee? Știți cum este că la început când te apuci de ceva, nu prea știi exact cam cât va dura. Sunt de acord că a fost total nerealist termenul respectiv, dar eu de atunci mi-am dat seama că e nerealist, că nu ai când să cauți practic în 30 de zile să și găsești, să și cauți, să și... Asta, comisia asta, după dumneavoastră, are o substanță, are ceva acolo... Sau e mai mult o chestie faptul de că am prelungit, destul de mult acest termen, no, cred că da, până la urmă poate fi. Poate pentru că ceea ce spune în hotărârea de Consiliu, puteam să facem și noi, individual, fiecare. Puteam să facă primarul. Stimați invitați, ne aflăm în topul unui clasament sumbru pentru județul Gorj. Rușinos. Extrem de rușinos. Suntem pe primul loc în ceea ce privește nivelul minim de atragere a investitorilor în județul Gorj. La polul opus se află județul Timiș, cu 500 de 500 de ori mai mare procentul al investitorilor cu cifră de afaceri atrasă în județ. 7 milioane de euro este cifra care este înregistrată în momentul de față. Ce să spună asta despre noi, domnule Berca? Ceea ce vedem cu toți. Se spune despre noi că nu a fost pic de viziune la nivelul oamenilor politici de-a lungul timpului și la nivelul administrației de-a lungul timpului. Asta spune. Minunat. Este un punct de vedere? Da, sigur, este un punct de vedere. Dar nu poate să spună. Așa că îl împărtășesc și cu alianții noastre din... Partidul Social Democrat, care conduce județul și orașul de 28 de ani. Ok, da, sigur. Deci, practic, îi criticați domnul Nădaru. Critic, da, lipsa de viziune a administrației de până acum. Administrației. Da, sigur PSD, că da. Da, păi, da, întotdeauna am criticat-o. Nu, n-am mai apare un aspect. Votați proiectele Codacot. Da, în momentul de față, da, am spus. Da. Am și declarat de ce. Dacă criticați, ei se simt criticați, vizați. Dar să știți că nu s-a schimbat foarte mult. Municipiul în 9 luni de zile de când nu s-a schimbat absolut deloc municipiul în 9 luni de zile de când a venit domnul Romanescu. Nici măcar din punct de vedere al viziunii. Ce s-a schimbat? Așa. S-a schimbat părerea oamenilor despre sau curajul lor de a avea opinii. Eu vă spun că acest municipiu, până mai dăunăs, până sub Florin Cârciumaru, Târgu Jianu de rând era timorat. Sigur. Avea o temere... Și eu eram Târgu Jian de rând și nu eram timorat. Vis-a-vis de... Păi nu erați de rând, dar stați ajuns politician. Ok. Temere așa, de ce? O temere vis-a-vis de a critica, vis-a-vis de a ieși în spațiu public. Ce li se întâmpla? Eu n-am văzut erau tot timpul lovit cu pietre dacă nu, ar fi criticat. Nu. Au fost zeci, au venit oameni și mi s-au plâns și vă dau exemple de pe la Edilitara, de la Transloc, că care ce? Au criticat și au fost dați afară.
Ascultați-mă. Dar să știți că presiunea a fost pe toată lumea. Asta cred că și pe dumneavoastră au fost presiuni, nu? E, nu e timp prea lung de atunci și oamenii n-au uitat. Ei, ăsta, acest lucru s-a schimbat în Târgu Jiu. În momentul de față, oamenii pot să critique, oamenii pot să aibă păreri, oamenii pot să vină și să spună păreri, oamenii pot să ne vadă pe toți la televizor, okay, da, ce facem noi pe acolo și dacă ne merităm sau nu indemnizația. Okay. Oamenii pot să vină și să, uite, cum a făcut Radu Miruță, da, la noastră emisiune, cu inițiativa să facă proiectul de hotărâre. Pentru că înainte, nu, domnul, ascult, domnul Lădaru. Da, domnul Berca. Domnul Daru. Da, domnul Berca. Pe vremea când eram consilier la PDL, am făcut vreo 7 sau 8 proiecte de hotărâre. Domnul Berca. Domnule, acum senzația mea este că toată lumea vorbește mai mult decât domnul primar Marcel Romanescu. Aruncă-le. Mă înțelegi ce spun? Dar același lucru îl face și domnul Romanescu. Nu. Bine. Exagerezi. Bine. Mai vedem. Nu exagerez deloc. Cu rea voință. Mai așteptăm un an de zile. Păi de ce să mai așteptăm? Și să vedeți spune că... Spune-i, domnule, în față ce ai să-i spui. Ok, nu am păi nimic să-i spun în față. Păi dacă da, îmi permiteți vezi, o opinie, ideea este și în felul următor. Am avut tot timpul complexul energetic Oltenia, iar gândul ăsta a relaxat pe toată lumea. Da. Cred că nu și-au dat foarte mult interesul nici să dezvolte latura turistică, nici latura economică, pentru că toată lumea a fost așa zen, avem complexul Oltenia, de ce să ne bate în capul? Nu. Nu vom putea dezvolta nimic dacă vom sta închiși aici în Târgu Jiu. Asta este ideea. Asta este ideea. Nu s-a stresat nimeni. Nu va veni nimeni. Nu. Noi, decidenții că... politici, dacă vor sta aici în Târgu Jiu și se vor aștepta să, și vor aștepta să vină investitorii, nu va veni nimeni. Pentru că, credeți-mă, nu ne cunosc investitorii. Adică nu suntem, chiar nu suntem buricul Târgului absolut deloc. Noi, municipiul Târgu Jiu. Timișoara s-a dezvoltat pentru că este la graniță și politicienii au plecat peste graniță și au plecat peste graniță și au făcut relații dar personale. Dar eu nu mă îndoiesc cu... de faptul că oamenii politici din Târgu Jiu sunt plimbați prin multe locuri. Chiar nu mă îndoiesc de chestia asta, domnule Lădaru. Adică despre ce vorbim? Una este să vi faci... se pare că sunt prea stați acasă? Una este să faci chestiuni organizate, doamna Novăceanu. Una este să faci chestiuni organizate. Să ai păi întâlniri cu camera de comerț, păi prin camera de comerț și industrie cu oameni de afaceri. Asta spun, nu s-au făcut. De ce nu s-au făcut? Păi eu de unde să știu de ce nu s-a făcut? Din comoditate, ca să nu zic altceva. Că mă gândesc că nu a avut cineva interesul să ne țină pe noi proști și săraci acasă. Și dacă l-o fi avut, adică noi puteam să plecăm să ne deșteptăm. Nu a avut nimeni interesul să ne țină proști și săraci acasă. Da, are întotdeauna interesul ca ceilalți să fie proști, dar noi putem să plecăm să ne deșteptăm, nu e aia problema. Deci da, depinde doar de noi. Cu totul, sau să nu ne să plecăm cu totul. Am vorbeam de oamenii politici. Păi și dacă refer, ne deșteptam, cine ajuta? Adică... Păi ne ajuta. Relațiile interumane. Relațiile interumane contează foarte mult. De România. Așa. Ne-am înfrățit cu acele localități. Nici măcar cu acele localități nu ținem legătura. Da. Pe locul 2, după Sirie. Ne-am înfrățit cu acele localități. Dar Sirie este război. Da. Și noi ne-am înfrățit. Românii sunt cei mai năpăstuiți. Ok. Ne-am înfrățit cu localitățile respective, cu acele localități, nici măcar cu acele localități, atâta pare... consecvență la noi la Târgu Jiu, că nici măcar cu localitățile respective nu ține legătura. Ce mi se pare interesant este că pe locul 2 după noi știți cine este? Teleormanul. Da. Deci, frate, dar chiar nu mai vrem prim-ministru, nu mai vrem oameni de vârf, că nu ne ajută cu nimic. Înțelegeți? Ăia săraci, vai de mama lor și l-au pe Dragnea și vorba aia, cine din Teleorman nu este bine aranjat acum? Și noi l-am avut pe Victor Ponta, așa am mai avut, așa, oameni importanți trimiși în capitală, dar chiar nu ne ajută cu nimic? De ce noi? De ce noi ăștia care avem cei mai puternici oameni, care la un moment dat am avut cei pentru mai puternici că, oameni pentru că din guvernul permanență, României? Pentru că permanență de aici, de la nivel local, se așteaptă să primim de la guvern. Și acum, se așteaptă, domne, doar de noi da guvernul. Practic, noi nu ne zbatem, noi nu vrem să obținem în plus. Noi nu vrem, nu păi vrem, bine, dar avem un cel. Păi da, măcar de ne-ar fi păi dat. Păi cum să-ți dea dacă nu știi să ceri? Vin alții care spun, domne, dă-mi mie că vede capul lor acolo. Păi asta ești e. La putere. Da. Și? Ești la putere. Păi eu spun de faptul că ești de aici la de la... putere. Cu ce, fă anume? Ce să fac? Cere, fă proiecte. Ce să fac? Solicită sprijin. Ai ce ministrul să... industriilor. Domnul Berca, dacă Anton, eu mă duc la... Anton. Da, așa, și ce să fac? Al doilea. Ce să fac este ministrul? Ministrul industriilor. A, ce să fac? Da, mai aveți ministrul... Ministrul energiei. Și ce să fac cu domnul... Așa, și ce să fac cu domnul Anton Anton? Ce să-i spun domnul Anton Anton? Du-te și fă lobby. Pune-l pe șeful mătare de partid. Să-l ajute pe Romanescu, văzut pe care Romanescu nu se duce să ceară.
ce proiecte? Făcute. Pe ce proiecte sunt făcute? Sunt făcute, ale PSD-ului. Uite, întreabă pe PSD-ului, ele sunt atât. Ăla ale PSD-ului. E ăla, păi, dar stai puțin, hai să le facem pasta, hai să le finanțăm pasta. Astea sunt acum, sunt cu studiu de fezabilitate. Păi au venit bani pentru indicator. Ele. Nu toți, domnule Daru. Nu toți, dar o să vină. Nu, domnule, dar avem studiile vis-a-vis de iluminat, vis-a-vis de partea de electrificare, de asta sunt o groază. Noi nu cumpă, nu, sunt depuse, oamenii au lucrat, crede-mă. Noi nu dăm bani decât pentru cofinanțare. Noi, așa. A spus așa în felul următor, când am discutat despre buget. Dar și atunci am căzut în comun acord. Adică să ne alegem 3-4 lucruri pe care să le facem noi din bugetul local. Nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta. Anul ăsta trebuia să fie. Asta a spus. Când noi doi discutam tot, cred că tot într-o emisiune aici, despre bugetul local, și a spus că în bugetul local ar trebui să fie 3-4 și am picat de acord obiective pe care să ne concentrăm pe banii. Și nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Păi te-am știți. Păi cum? Păi care sunt? Vis-a-vis de ce? De investiții noi sau investiții, da, investiții noi, în derulare? Sigur, noi, păi, noi. Avem noi. Niște investiții în derulare, da? Da, domnul Berca, sunt în derulare, da. Le știm, da? Da. Canalizări, așa, da, reparații Berca, de master planul de străzi și așa mai departe, care iar e și un proiect depus. Da, domnul Berca, pe por, este depus. Da, ok. Da? Mă așteptăm să vină banii pentru proiecte, da. Da? Okay. Trebuie făcut. Au fost cele 5, 6 sau 7, 11 cât au fost finanțate pe PNL de la anul trecut, care sunt, intră în faza de licitare și de începerea investițiilor, da? Anul ăsta. Da. Da? Deci se vor avem face numai proiectele, exemplu, care sunt. Avem proiectele care sunt și care sunt prevăzute acolo acum. Da, păi da, asta e, nu s-a făcut deci niciun proiect efectiv. Deci spuneți, dați-mi concret ce anume v-ați fi dorit și să se facă și nu se face. Concret. Dacă ar veni investitori străini în Gorj, ce o ar da faliment? Nimeni nu ar mai lucra. Da, da, nimeni faliment. Haideți să terminăm. Haideți să terminăm cu chestiunile acestea hieropiste. Că și atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat la complexul energetic Oltenia, toată presa a vuit că Artego e în faliment. O mare eroare, din punctul meu de vedere, o mare eroare, pentru că Artego este o societate pe acțiuni care se descurcă oricum. Domnule, deci Daru, să intervenim noi, să intervenim în evidență, pe piață. Telespectatorul așa? Nostru este că la ce în momentul acesta este un dezastru. Condiții de muncă foarte grele în cariere, iar recompensa financiară de departe nu da, este doamna, una echitabilă. Dar liderii de sindicat asta când este se duc ideea. La negocieri... Păi liderii de sindicat ăia vorbiți de ăia care și-au dat primii lor clase despre când se ea, duc la negocieri, noastră. Discută numai salarii. Ceea ce este o mare eroare. Nu, pentru că în primul rând, acesta... liderii de sindicat trebuie să discute de condițiile de muncă. Sunt acele condiții în cariere pentru că nu mai merg utilajele. Pentru că liderii de sindicat nu se duc să ceară să meargă utilajele ca să curețe locul de muncă astfel încât omul să poată să meargă să nu intre în mocirlă până la brâu. Ci se duce și cere mereu mărire salarială. Ori nu se poate așa ceva. Doamne, să cerim permanență mărire salarială, să nu te intereseze de soarta de oamenilor tăi. Să se intereseze și de buna funcție, și de mentenanță, și de tot. Păi de condițiile Doamne, de muncă, dar doamna. Stați un pic. Adică, doamne, condițiile de muncă. Știți că oamenii ăia lucrează, vai mama lor, pe utilaje și liderii de sindicat ce au cerut. Și liderii de sindicat ce au cerut. În afară de salarii. Adică nu este interesul administrației ca să modernizeze toată baza materială pentru a da randament maxim, adică pe bune? Interesul administrației poate fi acela de a mulțumi oamenii. Reprezentanților care sunt sindicatele vin și cer. Da. Doar mărirea da, salarii. Acum liderii de sindicat trebuie să se ocupe și de mentenanță. Sau eu n-am spus să se ocupe de mentenanță. Păi. Eu am spus că liderii de sindicat nu cer alte condiții de muncă, ieri cer în permanență păi nu, salarii. Pentru că în primul rând cer, nu, cer și condiții de muncă mai bune. Dar i-ați auzit? Da, i-am auzit, bineînțeles, eu nu că i-am auzit. Cu ei foarte des. Eu nu i-am auzit. În emisiuni, pe televiziune, ei n-au pus accentul... Au pus accentul. De... Chiar la discuțiile cu fostul ministru Toma Petcu, era una dintre revendicări aceasta. Crearea unor condiții optime de muncă. Deci, păi, dar sunt utilajele acolo. Adică că sunt aceleași utilaje, păi sunt aceleași. Care făceau înainte, da, care decongestionau locul de muncă, adică îl făceau mult mai facil. Este pentru mineri sunt în continuare da, acolo. Chiar o să, întrebați. Dacă sunteți deschis la dezbateri pe subiectul complexului energetic Oltenia, chiar vă provoc la o discuție pe acest subiect. Ce se întâmplă cu Ion Ișvan? Chiar îmi spuneați mai devreme că e la PSD să-și rezolve treaba, dar situația se complică un pic. Dincolo de faptul că poate nu vă interesează că e la PSD, ar trebui să vă intereseze că e inspector sigur. General chiar la Inspectoratul Școlar Județean Gorj.
Eu nu cunosc o parte din, de exemplu, acei directori de unități de învățământ din municipiu care au luat poziție vis-a-vis de modul de comunicare sau de necomunicare a lui Ion Ișvan. O atitudine de genul ăsta este absolut arbitrară, e liberul arbitru. Eu nu vreau, nu dau și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, înainte de a fi la PSD, omul ăsta practic am un lapsus acum vis-a-vis de cadre didactice, desconsideră. Da? Absolut. Da. De unde știți? Păi, în momentul în care, da, oamenii au avut niște opinii, da, au venit cu niște solicitări. Da, au făcut chiar și o mișcare de protest. Da, și din ce cunosc, da, mi-aduc aminte, practic era în Consiliu, da, să dea Romanescu salariile. Mi-aduc aminte de o poziție de genul ăsta acum în toamnă. Că nu el este cel care va aloca salariile, era primarul să le dea. A trei avizate pentru legalitate de către inspectoratul școlar județean. Ei, erau aberații să le dea poziții vis-a-vis Consiliul local fără avizul. Poate că, în esență, s-ar putea ca Ministerul de Resort, Ministerul Educației, să fie vinovat de situația asta. Așa și este. Așa o fi. Așa dar este, în momentul în care tu, da, te ascunzi în spatele altora, da, în spatele hârtiilor, în spatele funcției, în spatele fotoliului de inspector general, da, și nu ai curajul, tăria să vorbești, să spui ăla, e foarte clar că omul ăsta este în plus pentru mine. Iar cei care au venit să-și ceară drepturile sub o formă sau alta, că sunt legale, că sunt ilegale, au fost pur și simplu desconsiderați, cum spuneam asta, cum îmi scăpa mie. Bun, da. Adică oamenii poziția care... câtorva oameni, câți ori fi fost ei, 7, 8, 10, dar nu sunt caracterizează întregul sistem de învățământ din județul Cohoci, adică toată lumea e în, gândește în aceeași direcție. Am asistat la 10 de discuții vis-a-vis de lucrul ăsta, pentru că au fost, nu au fost 7, 8 persoane directori de școală, au fost 10, sute de cadre didactice care au pierdut acele sporuri. Da? Bun, stați un pic, le-au pierdut din cauza cui? Păi nu știu din cauza cui. Acum, că din cauza ministerului. Nu. Păi stați, doamnă. Ideea de că deci, trebuia o explicație foarte clară pentru care nu mai trebuie acordate acele sporuri. Exact. Aia să spui, da, o explicație foarte chiar scris, să-i trimiți și de nu ce să mai faci ce, să dai cum să arunci pisica în curtea primăriei, să arunci pisica în curtea... Da, din punctul ăsta de vedere, fără să am vreo trimitere la apartenența politică a lui Ișvan, eu discut de atitudinea unui manager. În mod normal trebuie trimis adrese scrise către fiecare unitate școlară care să pună în vedere tuturor profesorilor că acele sporuri nu mai pot fi acordate pentru că în temeiul articolului cutare din legea cutare. Este cântă prohodului Ion Ișvan după raportul Corpului de Control al Ministerului Educației. Nu știu. Se grăbesc cei care fac lucrul acesta? Păi... doar dacă n-au informații de la Corpul de Control al Ministrului Educației, ceea ce da, știți care e treaba cu raportul? E după cum se dorește. Păi da, la PSD e clar. Am mai auzit variante în care... Deci plecând de la Gheorghe Nicolae Mischie, pe care l-a făcut Ponta, haide că știm cu toții. Pe de o parte. Deci lucrurile se cu Ciocea, cu ce mai pe de o parte, lui Ișvan, îi se cerea pe linie ierarhică să nu mai fie acordate sporurile respective. Pe de altă parte, profesorii beneficiau de, și personalul auxiliar beneficia de hotărâri judecătorești care spuneau să se acorde sporurile respective începând cu data de și continuare. Și atunci trebuia pusă în aplicare o hotărâre judecătorească. Și atunci directorul spune: domnule, eu trebuie să pun în aplicare hotărârea asta judecătorească. Inspectorul general primea și el de la minister: bă, nu mai dați sporurile alea acolo, că nu se mai dau niciune în țara asta și uite, e articolul cutare, cutare din legea cutare, hotărârea de guvern cutare. Venind încoace ministrul educației, s-a convins și el: bă, ăștia au hotărâre judecătorești. Deci, practic, trebuie dat un act normativ prin care eu să stopez aceste sporuri corect. Numai că ideea era că inspectorul general... Nu discut de minister. Inspectorul general treia să explice aceste lucruri, să clarifice aceste lucruri în scris către... Poate s-a întâmplat, nu știm. Păi de ce? Știu că nu a... Asta, știu că... Ascultați-mă, asta se întâmplă, deci noi avem faza, avem discuțiile astea de undeva din sfârșitul verii 2007. Da, da. Problema deci e că se practic prelungit. Funcționarii iar de la Inspectoratul Școlar Județean îi spuneau, nu vizăm statele de plată. Păi da.
Și el ezita să le vizeze și își primeau salariile cu întârziere, dar oricum le primeau. Ideea e, forțându-i în acest fel, practic, să-și revoce ei propriile sporuri. Aici a fost marea problemă, că până la urmă trebuia să ceară scris funcționarilor, inspectorul general, da. Bă, dar de ce să nu le vizez? Ia spuneți-mi voi scris de ce să nu le vizez, că nu le vizez atunci și trec eu salariile aici în partea asta. Bun. Că nici directorul nu putea să-l treacă cu sporul prevăzut în hotărârea judecătorească, că atunci profesorul putea să-l dea judecată și spuneau că directorul îi devine. Asta este ideea. Având o hotărâre judecătorească care îi temei de lege, clar, da? Clar, clar. Ce trebuia să facă Ion Ișvan? Să dea sau să nu dea sporurile? Păi de să dea până la sporurile până când apărea un nou act normativ. Păi de ce nu l-a dat? Eu vă mulțumesc. Pentru că așa se cerea. Să nu de cine îi cerea? Păi, probabil evident, superiorii păi cine îi cerea? Păi domne, haide să ne înțelegem. Ișvan nu le dădea din buzunar. Haide să ne înțelegem că nu le dădea din buzunar. De ce la inspectora? Era inspectorul general sau ce? Dar inspectorul general știți că nu le dă din buzunar banii. Adică ce să mai discutăm? Mulțumesc domnilor. Domnilor, ne revedem mâine seară. Toate cele bune.